Am ajuns iar la pietrele acestea. Apa e mult scăzută față de partida precedentă. Cum se vede și bolovanul ăla. Erau vreo 10 cormorani acolo, se uscau la soare pe insulița aceea. Au rămas doar lebedele acum. Vin să mă salute lebedele. Pe prut nu am prins niciun pește până acum, dar am găsit balta asta și e plină de clean și de biban. Hai să-i dau puțin cu rotativă să vedem ce zic. O grămadă de bibănaș așa atacă. N-am văzut și unul mai mare. Era un biban chiar mărișor. De bani în balta asta. Spun o gumiță mică să văd ce părere au. Oh. L-am luat pe la mare. Asta e. Biban în balta asta. Da, o mamă ce bibănoi. Ce puncte negre interesante are. Da, asta l-am văzut eu. Cu gălăgie, da. Băi, ce mulți sunt aici. Eu văd că se continuă încolo balta. Acolo lângă copacul ăla, însă dau puțin. Oh, mamă, ce e? O mârlă. Băi, de toate sunt aici. Oh. Aoleu, ia uitați ce mârlă. Acolo trebuie să mai fie ceva, 100%. E și mai adânc apa, o văd.
foarte interesant pentru că îi văd când atacă, văd când atacă guma. E o imitație de Bobby Garland asta. Hai să vedem acolo în copac. Alex, trage ceva? Da. Ultima speranță e aici. Oh. Închei partida de pescuit. Astăzi prutul a fost foarte capricios. Nu am avut nicio prezentare, nici măcar un bibănaș mic sau un clenuț. Și am încercat și la bibănaș, la pești mici, la clenuți. Nicio prezentare. M-am mai întâlnit câțiva pescari, nu au prins nici ei. Foarte ciudat râul acesta. Sălbatic, dar și foarte ciudat. Bine, prefer să vin aici în sălbăticia aceasta decât să mă duc pe râuri distruse de balastiere, chiar dacă nu prind nimic. Am avut noroc că m-am rătăcit pe niște cărări pe acolo, am ieșit la o baltă prin care a trecut prutul și au rămas acolo pești. Am prins bibănași, o mârliță, foarte mulți bibani,
Am avut câteva prezentări și de clenuți, dar bibanii predominau și atacau ei mai repede decât clenuții. Am salvat cumva partida acolo, dar aici pe Prut, nu știu, nu-mi dau seama, sunt unele zile în care zici că nu e un pește în apa asta. Nu am văzut niciun atac, nicio săritură, foarte ciudat. Oricum, vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!